Trenduri moderne în predarea fizicii. Aceasta a fost tema prelegerilor susținute astăzi în fața studenților Departamentului de Fizică de către cadre didactice cu experiență din Bulgaria și România. Avem doi invitați speciali astăzi. Prezentarea se numește Trenduri moderne în predarea fizicii. Încercăm în acest fel să încurajăm pe studenții noștri să îmbrățișeze cariera didactică. Avem două perspective, una românească, una bulgărească, pentru că invitații noștri au peste 25 de carieră, unul într-un colegiu național din Craiova, Carol I, iar celălalt dintr-o universitate din Bulgaria, din Plovdiv. Prin urmare, avem experiențe de referință la care să ne raportăm. Vă spuneam că studenții noștri sunt din ce în ce mai puțin motivați să încurajeze să meargă într-o carieră didactică, să dezvolte o carieră didactică, pentru că au senzația că salariile sunt mici în acest domeniu. Lucrurile s-au reglat în ultimii ani, astfel încât pot spune că salariile în învățământul preuniversitar sunt peste media țării, motiv pentru care i-aș încuraja pe aceștia să-și dezvolte cariera, pentru că este una frumoasă, este una de interacție cu oamenii, din care iei multă energie și rămâi tânăr până la adâși bătrânețe. La departamentul nostru de fizică avem doar 10-15 studenți în grupă, nu mai mulți. Universitatea mea a avut anul trecut 15 studenți, un număr mare. La ingineria nucleară de putere nu avem specialiști, având în vedere că centrala de la Kozlodui este una din centralele mari ale Bulgariei. Toți directorii care coordonează aceste centrale nucleare vin și ne roagă să continuăm să formăm ingineri pentru acest domeniu. Suntem obligați să acceptăm specialiști din China, Rusia și România. Evenimentul face parte din proiectul Stagii de practică pentru studenții Facultății de Științe, ce are ca obiectiv general dezvoltarea de competențe profesionale cerute pe piața muncii și creșterea gradului de ocupare pentru studenții Facultății de Științe din cadrul Universității din Craiova.